Harta urgiei, unii și-au spus că a venit apocalipsa, s-a întâmplat într-un sat din Caraș-Severin, unde o tornadă le-a luat oamenilor toată agoniseala. Copaci dezrădăcinați, acoperișuri în zbor și mașini strivite de puterea vijeliei. Peisajul dezolant s-a putut vedea în mai toată țara. Locurile lovite cel mai puternic au fost Bucureștiul, Gorjul, Doljul și Galațiul. Situația a fost atât de gravă încât în unele locuri oamenii au lăsat cizmele deoparte și au ieșit din case cu bărcile. Rafale de vânt. Mare noroc au avut oamenii că nu s-au nimerit pe stradă atunci. N-ar fi putut să stea în picioare. I-a lovit năpasta pe localnicii din Vârciorova. Satul a fost măturat de o tornadă. Dezastrul se vede la tot pasul. Aproape 70 de case au rămas fără acoperișuri, inundate, iar străzile parcă sunt de foc, acoperite de țiglă. La un moment dat a venit brusc și s-a răsucit, a luat pomii ăștia de aici, au rupt nucii. De acolo i-a plimbat pe sus, i-a dus în sus ca pe ciupercă, i-a dus înapoi, i-a dus iar în sus. Ați mai văzut așa ceva vreodată? Da, am mai văzut, am 70 de ani trecut, dar n-am văzut. S-a luptat, s-a rămas în drum, bă! Iar furia naturii nu s-a oprit aici. La biserică, nu a fost mult niciodată, a atacat biserica, casa paroială, căminul cultural. Poți să-ți imaginezi așa ceva? Doamne! Experții ne lămuresc. Tornadele se formează într-o masă de aer extrem de instabilă cu umiditate mare la peste 1000 de metri deasupra pământului. Fenomenele lovesc foarte puternic, de aceea este nevoie de o diferență considerabilă între direcția și viteza vântului aproape de sol și cele de la înălțime. Orice loc din România ar putea să dezvolte o tornadă în condițiile în care avem mase de aer instabil și forfecare pe vertical. La Sibiu, un lac uriaș de aproape o jumătate de kilometru și adânc de aproape un metru a luat locul unei străzi. O aventură să ieși pe stradă. Cum e cu barca pe stradă? Foarte bine! Ca la mare, a lipsit soarele. Oamenii au obosit de cât au dat la vâsle. Mașinile care au dat piept cu apa abia au răzbătut. Pare o fântână, dar dacă te uiți mai bine, îți dai seama că vorbim despre un canal ce a capitulat în fața potopului. Copacii au fost dezrădăcinați, iar străzile inundate. Iar cine n-a fost iute de picior nu și-a mai găsit mașina întreagă. S-a auzit un vuiet puternic și m-am uitat jos mașina sub table. A turnat cu găleata și la București. Semafoarele au căzut ca păpădiile în fața vijeliei. Mașinile au făcut valuri prin apă. Pentru pompieri a fost o noapte plină și nu incendiile le-au dat bătăi de cap. Iar muncitorii de la ADP n-au ajuns într-o junglă. Apa a devenit stăpână pe DN1. A fost o ploaie torențială de numai o oră. În dreapta și în stânga, înainte și înapoi. Așa au călcat aseară mașinile apa. Imediat la